găsit. Mă bucur să fiu de voi. Am venit un pic. Nu, că am mai luat o hârtie pe undeva pe la Oradea și ia uite cum ia Simeon bani. Doar dacă nu vrei, nu ai. Și din păcate, în România nu se vrea. Avem atâtea bogății. Voi trăiți aici într-o zonă așa frumoasă. Și nu se vrea. Avem atâtea bogății. Alții au făcut zgârie nori, alții au făcut un paradis în deșert, pentru că au petrol. Noi avem petrol și aici la Moinești, și în Gorj, și în Prahova. Am închis industria petrochimică și petrolul îl iau austriecii. Iar oamenii sunt trimiși în Italia la muncă. Este incorrect, este nedrept, este strigător la cer. Și când am fost luni la Sfânta Parascheva și m-au rugat reporterii să le spun pentru ce v-ați închinat la moaște, am rugat pentru poporul nostru, ca în fiecare an. Vă felicit că sunteți oameni cu credință în Dumnezeu. Vă felicit că sunteți oameni care țineți la tradițiile noastre românești și de iarnă și de vară. Vă felicit că n-ați uitat că sunteți români și n-ați vândut țara noastră așa cum au vândut-o conducătorii lași pe care i-am avut timp de 34 de ani. Foarte multă lume curioasă întreba la târg, la Comănești, dar cum ați ajuns și aici la noi? Dar voi ce aveți? Voi, din păcate, sunteți cei furați, cei uitați, cei ignorați, cei cărora li se mai dă 100 de lei la pensie ca să tacă din gură. Și oamenii săraci, de voie, de nevoie, tot au tăcut din gură. În anii ăștia. E timpul să vorbim și să strigăm dacă trebuie. În Biblie scrie, când oamenii vor tăcea, pietrele vor vorbi. Să ferească Dumnezeu să ajungem acolo. Este nevoie să redevenim stăpân la noi acasă. Este nevoie ca tinerii noștri, cei de generația mea, am 38 de ani. Mulțumesc la toată lumea. Cei care astăzi contribuie la bugetele din Italia, pentru Italia, pentru Spania, pentru Marea Britanie, pentru Germania, unii dintre cei mai harnici și unii dintre cei mai creativi din toată Europa sunt românii. Și avem una dintre cele mai bogate țări. Și atunci unde-i problema? De 34 de ani suntem jefuiți de resurse și suntem conduși de trădători. Asta ne doare și eu consider că este datoria mea să fiu și la Onești, și la Comănești, și în fața voastră astăzi aici, la Moinești. Ar fi fost de datoria unui președinte al țării să dea exemplu și să nu-și facă vacanțele și excursiile prezidențiale nici în Zanzibar, nici la piramide în Egipt,
ci poate la Târgu Ocna, la Slănic Moldova, în toți munții ăștia ai României. Măcar exemplu putea să dea. Dar el nu doar că n-a dat exemplu și a luat fețe de masă de 10.000 de euro, s-a dus la ultima vizită externă la Paris și a dat pe o noapte de cazare 30.000 de euro din banii voștri. Își renovează acum casa în care va locui după ce nu va mai fi președinte cu 8 milioane de euro. Se pot face foarte multe cu 8 milioane de euro? Nu știu. Se pot face 400 de case pentru sinistrați. Nu-s bani mulți, dar pentru unii sunt totul. 8 milioane acolo, 10 milioane acolo, 1000 de milioane, adică 1 miliard pe 100 de milioane de doze de vaccin, jaf legalizat până la nivelul Comisiei Europene, 1000 de milioane, adică 1 miliard de dolari pentru sistemul Patriot donat către Ucraina. Și am fost la târg în Comănești și am vorbit și acolo cu apicultorii. Câtă miere vine din Ucraina, ca să nu mai vorbesc de cereale și de alte produse agricole. Și agricultorii noștri nu au unde să-și vândă produsele pentru că le cere ETVA. Asta mi-au zis producătorii din Comănești. N-avem, domnul Simion, cum să facem. Iar în târgul de la Giud, unde a fost acum 3 zile, îmi ziceau că o să-i oblige să bage POS. Noi suntem săraci. O treime din populația României e sub rata de sărăcie admisă. În multe părți din țara asta nu este semnal la mobil. 59% dintre tineri locuiesc în case suprapopulate. Și pe ei interesează să impună plata cu cardul și POS-ul. De fapt, nu interesează nimic. Asta a fost ordinul primit pentru că, la fel ca în timpul pandemiei, controlul social să fie total, să ne poată ține prin instituțiile de forță, să ne poată ține prin forme de control digital, să ne poată ține prin spaimă, prin frică, să ne conducă prin frică. Au inventat un virus și la fel peste tot în toate țările au băgat oamenii în casă forțați și îi numeau criminali pe cei care îndrăzneau să ridice glasul pentru libertatea de opțiune pe care ne-a lăsat-o Dumnezeu, liberul arbitru, să decidem fiecare ce e bine pentru noi, ce e bine pentru familia noastră, ce e bine pentru copiii noștri. Acești oameni care ne conduc sunt niște criminali, sunt niște asasini economici și nu se dau înlături la nimic pentru a-și atinge ținta. Îi deranjăm foarte mult prin acțiunile pe care le facem. Îi deranjăm foarte mult că vorbim despre Dumnezeu, că vorbim despre familia dintre un bărbat și o femeie, că vorbim despre națiunea română, care astăzi este jefuită, iar această țară este transformată într-o colonie. Deranjăm și nu mai știu ce să ne facă, să ne scoată din cursa electorală, să ne denigreze, să ne eticheteze. M-am întors cu domnul Gigi Becali de la Iași cu avionul de linie Tarom, o altă companie jefuită din sutele de companii distruse, cum au fost toate cele de aici din județul Bacău. Și imediat a apărut o știre că George Simion se lăfăie. Ia uite, a venit cu un avion particular de la Iași.
Acum două zile arătau o poză trucată, evident, cu mine, în costum din ăla de mason, în șorțuleț din ăla cum poartă ei. Parcă-s bucătari. Acum două săptămâni titrau un ziar pesedist Puterea că îl ține ascuns Simion pe tatălui. Și ia uite, avem poză cu tatălui. Și arăta o poză de-a mea cu unul din membrii noștri, mai închis la culoare, un cetățean irachian, Fadil, membru în Balotești, Ilfov. L-am găsit. Nici acum n-au retractat. Următoarele 40 de zile vor fi tot așa. Minciună după minciună. Denigrare după denigrare. Dumnezeu e mare și le încurcă planurile. Dar în momentul în care vom intra în turul 2 cu reprezentantul PSD-ului, fie că îl cheamă Marcel Ciolacu, fie că îl cheamă Mircea Joană, vor începe să spună despre noi, inclusiv că am făcut crime, că ne-am violat mamele și că facem ritualuri satanice, probabil. Să vă așteptați la orice și îmi cer scuze că trebuie să fiu atât de dur, dar nu se vor da în lături de la nimic ca să ne oprească. Iar pe majoritatea oamenilor nici măcar nu mai încearcă să-i convingă. Îi manipulează spunând, toți sunt la fel, toți fură, votul tău nu contează. Ei, ce crezi că rezolvi tu? Oricum alții numără voturile. Oricum e știută și aranjată treaba, așa că nu vă duceți la vot. De asta au pus 3 duminici la rând votul pentru alegerile parlamentare și prezidențiale, ca să plictisească lumea, să dezamăgească lumea și să instaureze o stare de lehamite. 5% din populație, dacă reușim să convingem în aceste 40 de zile, PSD-ul și PNL-ul și tot regimul ăsta care l-a împușcat pe Ceaușescu și a pus mâna pe putere și jefuiește de atunci în continuu țara, este istorie. 5% din populație. Dacă o determinăm să meargă la vot, nici măcar pentru aur, să meargă să voteze cu oricine, numai nu PSD-PNL. Și cei din județele maghiare, cu populație preponderent maghiară, vorbitori de limbă maghiară, în Harghita și Covasna, unde românii noștri sunt persecutați, unde românii noștri sunt lipsiți de școli, unde românii noștri sunt obligați să vorbească limba maghiară în administrație, de parcă sunt străini în propria țară, acolo există un PSD de limbă maghiară, numit UDMR. Și ei împreună, până acum, au condus țara, cum știți, și au distrus de la RAFO până la SIDEX, până la electroputere și tot ce înseamnă economie românească. Ei își bat joc și nu vor să scape de pensiile speciale și ca să păcălească lumea, vorbind despre contributivitate, îi atacă pe pensionarii care au muncit în condiții toxice, pe cei cu grupe de muncă. Ei îi țin și au ținut special mărirea pensiilor să o facă în prag de alegeri. Asta nu-i viață, asta nu-i trai. Prețurile s-au scumpit, prețurile s-au dublat la alimente, la energie și toate utilitățile pe care românii le plătesc la timp și trimit banii în străinătate. Când plătesc apa, când plătesc curentul, când plătesc telefonul, toți acești bani merg în Franța, în Germania, în Austria. Iar pentru descurajarea oamenilor o să le spună, nu se poate. Ba da, polonezii au putut. Au avut timp de 10 ani un guvern patriotic, un guvern cu frica lui Dumnezeu și un guvern care n-a furat. Și Polonia este o forță.
regională. Am pornit și avem aceeași istorie cu polonezii. Am pornit din același loc și astăzi ei sunt cu ani lumină în fața noastră. Se poate și la noi, la ei, care erau cei mai mulți în Londra și în Marea Britanie, s-a putut ca o bună parte din polonezii din Anglia să se întoarcă acasă, aplicând niște măsuri de bun simț. Sprijinim producătorii, sprijinind afacerile autohtone, punând control pe resurse și pe companiile strategice. Noi, Petromul, am fost obligați să-l dăm către austrieci ca o condiție a intrării în Uniunea Europeană. Acum, ca să ne primească în spațiu Schengen, care era dreptul nostru, ne-au cerut portul Constanța. Lucrurile acestea trebuie spuse, trebuie probate și în lumea în care trăim, odată ce puterea se câștigă democratic, contractele de privatizare pentru Petrom, pentru Sidex, și pentru alte companii strategice trebuie analizate dacă s-a respectat sau nu contractul. Iar aceste companii trebuie recuperate și făcute profitabile, pentru că în domenii precum energia nu poți să vinzi unul dintre cei mai importanti jucători, cum este astăzi numit E.ON Energie, către statul maghiar. O companie a statului maghiar, o companie de stat. Pentru că ei au voie. Și toate astea sunt companii. OMV-ul, companie de stat austriacă, în mare parte. Companii de stat franceze și așa mai departe. Numai nouă ni s-a spus că nu se poate, că trebuie să vindem. De ce trebuie să vindem? Ca să devenim o colonie. Astăzi producătorii din Târgu, din Comănești, astăzi producătorii din România nu au cum să-și vândă alimentele, pentru că nu sunt primiți în hipermarketuri, pentru că li se impun condiții jignitoare. Despre asta este politica AUR, asta înseamnă o guvernare românească, acolo trebuie să ajungem și nimeni nu o să ne oblige vreodată să facem ce au făcut cei care ne-au condus până acum. Să facem sluj în fața ambasadorilor străini, să ne proconim în fața altor popoare. Nu îngenunchem în fața nimănui decât în fața lui Dumnezeu. Și nu acceptăm o altă conducere pe pământ românesc, în țara noastră, pentru care și-au dat sute de mii de români viața ca să o avem, la Uituz, la Mărești, Mărășești și pe toate câmpurile de bătălie, ca astăzi să ne predăm efectiv, să lăsăm mâinile jos și să spunem, da, veniți voi, francezi, nemți, americani și care-ți mai fi, și jefuiți-ne și transformați-ne într-o colonie. Pentru ei trebuie să luptăm, ei sunt viitorul nostru, pentru ei, pentru copilul meu, Radu, de 5 luni și pentru toți copiii României. Vă mulțumesc din suflet că nechemați de nimeni, neplătiți, chiar persecutați și batjocoriți, sunteți cu haur și alte batjocuri care, și amenințări care v-au fost adresate, sunteți aici din ce în ce mai mulți și din respect pentru voi și pentru fiecare român, mi-am dorit să fiu astăzi în mijlocul vostru, în sânul vostru și să vă prezint care este platforma noastră, program, să vă prezint soluțiile noastre și să vă spun că timp de 34 de ani ne-am săturat cu toții de trădători. Este timpul ca cineva să rămână pe picioare,
să nu cedeze, să nu fie doborât și să lupte până la capăt. Dumnezeu să ne ajute, mulțumesc din suflet! Super. Cine suntem noi? Aur! Cine suntem noi? Aur! Cine suntem noi? Aur! Să vă dea Dumnezeu sănătate și... Bravo! 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 Infracțional.